Căutări disperate în județul Maramureș. Un tânăr în vârstă de 28 de ani este dat dispărut după ce a intrat cu tractorul în apele adânci ale râului Lăpuș pentru a-l spăla. Când au văzut că nu mai apare, rudele au început să-l caute, dar văzând că nu-i dau de urmă, au cerut ajutor. Localnicii, dar și echipajele de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș au pornit în căutarea bărbatului dispărut. Însă până acum, doar tractorul a fost găsit în albia râului. Apare undeva la un grad, afară deja îngheață, este rece, dar ne-am descurcat cu brio. Dovada echipamentelor profesioniste pe care le avem, apa avea undeva la 4 metri. Era un loc unde era excavat albia râului. Constatat că în râul Lăpuș, într-adevăr, era un tractor căzut, era acoperit în întregime de apă. Am luat hotărârea să chemăm în ajutor un echipaj de scafandri. Este posibil ca tânărul tractorist să fi fost răpit de apele repezi și trupul să fi fost dus departe, așa că operațiunile de căutare au fost extinse pe o porțiune mare din cursul râului.